Designerul de modă Stefan Pelger, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit spânzurat în propria locuință. Conform primelor informații oficiale, bărbatul a fost găsit de un vecin fără suflare. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat decesul. Se știe despre acesta că se lupta cu depresia. Bărbat, 43 de ani, găsit spânzurat de către un vecin. S-a constatat decesul. Victima este persoană publică, designer de modă. Se arată în informațiile oficiale transmise de oamenii legii. Stefan Pelger s-a născut în Brașov în anul 1980 și era unul dintre cei mai de succes designer de la noi din țară. Stefan Pelger s-a născut în Brașov în anul 1980 și era unul dintre cei mai de succes designer de la noi din țară. De la vârsta de un an a fost înfiat de o familie care i-a oferit-o sprijinul și suportul de care a avut nevoie, indiferent de calea pe care a ales să meargă în viață. Sunt înfiat de la vârsta de un an și cred că este un dar și o șansă pe care o ai odată în viață, pentru că am nimerit la o familie care nu doar că m-a adoptat, ci chiar îmi este familia adevărată, familia mea, părinții mei. Mama m-a încurajat tot timpul să-mi urmez abilitățile creative, deoarece, fiind artist, era un pic mai libertin decât tata. Tata era sever, dar a înțeles că nu pot să devin preot sau doctor sau avocat. Era clar că un singur drum era calea mea, a menționat acesta. Stefan Pelger și-a dorit întotdeauna să devină designer, în ciuda faptului că nici prietenii nu credeau că va ajunge să facă o carieră din ceea ce el își dorea. La un moment dat, regretatul designer a mărturisit că visul i s-a îndeplinit și că a putut să le demonstreze tuturor că nu au avut dreptate atunci când nu i-a oferit o șansă la reușită. Le-am zis tuturor colegilor de școală că vreau să devin designer. Ei râdeau de mine la momentul respectiv. În momentul ăsta pot să le dau peste nas. Relatează wowbiz.ro.